Florin Câțu lansează un atac dur la adresa ministrului finanțelor Adrian Căciu pe tema împrumuturilor. Câțu s-a întrebat dacă nu cumva aceste împrumuturi cu dobânzi uriașe pe care le contractează statul român acoperă un aranjament cu sistemul bancar. Fostul premier a sugerat că ar fi cazul ca o instituție a statului să demareze o anchetă. Inflație mare, da. Dobânzi mari, dezechilibre macroeconomice, atac asupra sectorului privat. Sunt lucruri despre care am avertizat de fiecare dată că se vor întâmpla când PSD este la guvernare. Eu nu înțeleg, și aici cineva trebuie să investigheze, o instituție a statului. Cum poți să te duci să iei împrumuturi la dobânzi astronomice când ai bani gratis? De asemenea, fostul premier al României îl acuză pe ministrul social-democrat de la finanțe, Adrian Căciu, că ar avea o înțelegere cu sistemul bancar din țara noastră pentru a primi bani în mod nejustificat. Cum poți să crești deficitul bugetar știind că trebuie să iei împrumuturi la dobânzi astronomice? Este un deal între Ministerul Finanțelor, Ministrul Finanțelor, care, apropo, a avut contract cu Huawei, știți foarte bine, înainte de... Cine? Domnul ăsta, Ministrul Finanțelor? Da. Deci eu, când eram în guvernul pe care l-am condus, am spus China nu are voie niciun contact cu România, știți foarte bine, am scos China din toate contactele. Nu aveam nicio persoană care să fi lucrat cu China în guvern. Domnul Ministrul Finanțelor a avut contract de reprezentare cu Huawei în România. Mai departe. Deci mă întreb dacă nu cumva există un deal cu sistemul bancar, cu cineva, nu știu, să le dai profituri. Pentru că asta le dai sistemului bancar acum. Le dai dobânzi de 9% când ai bani gratis. Anual